Biserica Ortodoxă Română s-a aflat astăzi în duminica a doua după Rusalii, a Sfinților Români. Cu acest prilej, ctitoria Patriarhului Teoctist Arăpașu, Mănăstirea Duminica Sfinților Români din sectorul 4 al capitalei și a cinstit ocrotitorii. Sfânta liturghie de hram a așezământului monahal, aflat în vecinătatea orașului Ilfovean Popeștile Ordeni, a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre sfinții români care sunt trecuți în calendarul bisericii noastre. Biserica noastră nu ar fi fost o biserică adevărată dacă nu ar fi avut în viața sa sfinți. Ar fi însemnat că Duhul Sfânt care s-a pogorât și lucrează în lume, în biserica noastră nu a lucrat, ori nu este adevărat. În toate laturile pământului unde s-a răspândit cuvântul Evangheliei, Duhul Sfânt a lucrat. A lucrat în viața oamenilor sfințenie și foarte mulți dintre ei au răspuns de îndată la chemarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și au probat după aceea prin viața lor, prin faptele, prin dragostea lor, că au părăsit cele materiale, s-au plasat în ordinea celor spirituale și că pentru ei împărăția lui Dumnezeu este mai puternică și este o chemare mai mare decât orice altă chemare în lumea aceasta. Deci, iată, suntem prin darul lui Dumnezeu, o biserică în care Duhul Sfânt lucrează, o biserică în care avem sfinți rugători, care ne-au ajutat în momentele grele ale istoriei noastre și care ne vor ajuta chiar și în aceste momente de mare risipire și fizică a poporului nostru, dar și spirituală. Ne vor ajuta sfinții cu rugăciunile lor și trebuie să ne ajutăm și noi înșine, care am văzut lumina lui Hristos, așa fel încât să primim mesajul Evangheliei, să nu ne înstrăinăm. La finalul slujbei, starețul Mănăstirii Duminica a Sfinților Români a vorbit despre ctitoria Patriarhului Teoctist Arăpașu. Bunul Dumnezeu a rânduit ca aici, în locul acesta, să treacă un vremelnic gând al Patriarhului vrednic de pomenire Teoctist de a ridica un locaș frumos, ales, și pentru a aduce o ofrandă tuturor celor care au trecut la Domnul în Revoluția din 1989. Pentru că, după câte știm, cei care au fost morți la Timișoara au fost aduși aici la crematorul și arși mai jos de noi, iar cenușa lor a fost aruncată într-o gură de canal în Popeștile Ordeni. Iată, acest gând frumos a fost adus Patriarhului Teoctist pentru ca să ridice aici un locaș de rugăciune pentru pomenirea acestor eroi ai neamului nostru. Starețul așezământului monahal a oferit o icoană a Maicii Domnului Preasfințitului Părinte Ieronim Sinaitul și o icoană cu Sfântul Arhanghel Rafael, ctitorului actual al locașului de cult, Alexandru Constantin. În continuare, ierarhul a oficiat o slujbă de pomenire pentru Patriarhul Teoctist Arăpașu. Credincioșilor prezenți la hram le-au fost oferite 800 de cărți de rugăciune și pachete cu alimente.